Ternice, doamnelor și domnilor, în mai multe zone este alertă meteo Nowcasting și asta se întâmplă înainte ca la noi în țară să ajungă și un val de caniculă foarte puternic. Alina Șerban, colega mea și meteorologa NM, vine cu ultimele informații. Alina, haide să începem cu avertizările emise pe ultima sută de metri de meteorologi. Unde vor fi furtuni? Bună ziua, Lorena! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, atât în această după-amiază, cât și în următoarele zile, vorbim de instabilitatea atmosferică din ce în ce mai accentuată în aproape toată țara. Până atunci, însă, vom prezenta această animație care reprezintă masele de aer ce se vor deplasa treptat către zona țării noastre. În roșu și roșu intens reprezintă mase tot mai calde, cu temperaturi ce vor determina caniculă, 37, 38, 39 de grade, foarte probabil de la mijlocul săptămânii care urmează. Se poate observa că acum masa intensă se regăsește în partea de vest a continentului european, se deplasează treptat către zona țării noastre, iar marți mai timid, miercuri din ce în ce mai mult, joi cam în toată țara, vorbim de temperaturi de 35 și peste 35 de grade, deci val de caniculă în extindere și în intensificare și în consecință și disconfort termic din ce în ce mai accentuat de la mijlocul săptămânii viitoare. Până atunci, spuneam, ne bucurăm deocamdată de temperaturi plăcute, de un regim termic normal pentru această perioadă, temperaturi maxime în marea lor majoritate, între 24 de grade prin regiunile nordice și prin estul Transilvaniei, până la cel mult 32-33 de grade în vestul și sudul țării noastre. Aici avem o animație a precipitațiilor, a ploilor, atât astăzi cât și în zilele următoare. În nuanțe de roșu intens avem ploi mai însemnate cantitativ. Se poate observa într-o animație până la sfârșitul săptămânii viitoare, chiar de astăzi, că avem astfel de dezvoltări noroase în partea de sud-vest a teritoriului și în zona montană, în zona Carpaților meridionali și apoi cam în toate regiunile și vorbim de instabilitatea atmosferică, acest lucru însemnând averse torențiale și cantități mai importante de apă în mod deosebit în intervale scurte de timp. Vorbim de frecvente descărcări electrice, de intensificări de scurtă durată ale vântului, poate chiar și vijelii și izolat căderi de grindină. Alina, mulțumesc foarte mult pentru toate.